Bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Pentru blatul nostru de tort vom avea nevoie de 3 ouă, 95 de grame de zahăr. Așa. 8 grame de praf de copt. Este un blat rapid care se face doar cu un nutel. Așa. Coajă de lămâie am aici, un praf de sare, 90 de ulei și 100 de grame de făină. Mi se face foarte repede. Secretul la acest blat este să fie topit zahărul în interior. Și vom pune. Le vom pune pur și simplu pe toate într-un bol. Așa. Și vom pune făina, zahărul, un praf de sare, praful de copt. Voi pune și puțină coajă de lămâie. Așa, iau să pun așa o linguriță. O linguriță. Lămâie cu zahăr. Așa. Am să amestec puțin aici. Acum adăugăm uleiul. Și nu ne rămâne decât să amestecăm aceste ingrediente încet, încet. Și când nu mai simțim zahărul, punem în tavă și dăm la cuptor. La 180 de grade, circa 20 de minute, încercăm cu scobitoarea. Și acum vom pune totul în tava noastră tapetată. Așa. Și dăm la cuptor. Și aici avem blatul nostru. Și îl voi pune așa pe un grătar să se răcească. Ia uitați cum arată, vedeți? Așa. Așa arată, este pufos, pufos. Și acum mai tai încă o dată în două. Aici. Așa. Ia uitați. Așa arată blătuțul. Asta e partea de jos. Eu marginile nu le tai. Așa, și să îndreptăm aici moțul, partea de deasupra. Așa, ia uitați, o vom pune pe mijloc, cu puțin unde trebuie, în marginea care este mai micuță, aici. O să tai așa. Așa. Punem blatul aici într-o parte.